De 2 luni, de când noul coronavirus a început să facă victime și în România, grădina zoologică de la Bucov din Prahova s-a închis pentru vizitatori. Viața a continuat însă, iar animalele s-au bucurat de liniște instalată. Primăvara a venit și cu noi locuitori. Muflonii, ponei Falabella, caprele și oile au acum pui. Animalele și-au văzut de traiul lor, noi de lucrul nostru și în ultima perioadă avem pui la mai multe specii de animale. Avem pui la ponei Falabella, la mufloni, la capre, la oi. Sunt mai multe specii care deja au pui. Așteptați și de la alții? Da, așteptăm și de la cerbii carpatini, mai avem la cerbii lopătari, la lame, mai avem și ceva speranțe de la struții, de la emu. Dacă autoritățile vor decide să deschidă grădina pentru public, totul este pregătit pentru a primi în siguranță vizitatorii. Au fost trasate marcaje pentru ca intrarea și ieșirea să fie separate, iar accesul nu va fi permis pentru mai mult de 100 de persoane. Noi suntem pregătiți în sensul că vom monta dezinfectoare la intrarea în grădină, la toaletă, la intrarea în parc. Tot personalul vom purta măști. Iar vizitatorii vor fi atenționați prin afișe la vedere, prin intermediul casierelor și prin intermediul ofițerilor de serviciu, care vor sta în permanență să vorbească cu vizitatorii. Le vor spune să mențină distanța socială, să stea la distanță, avem marcat traseul de vizitare, sunt niște săgeți pe care ei le vor urma. La intrarea în grădină pe alee va fi un gard care va separa aleea de intrare cu cea de ieșire, în așa fel încât cei care intră nu vor lua contact cu cei care ies. În plus, vizitatorii vor fi obligați să poarte măști pe perioada cât se vor afla în grădina zoologică. Tot cu măști de protecție vor fi și angajații parcului Constantin Stere, pe perioada cât vor fi la program.